Câtă hrană naturală. Akkor, igen. Semmi perc alatt egy 10 kilóst meg egy 6 kilósat. Igen, igen, bocsánat. Vécsi mondtak ezt. Ért akkor? Hári sánsz, hogy hári, hogy pravi zvíri. Bravo, mă băieți! Ce s-a întâmplat, Marius? A luat puțin rău. Din ce cauză? Valuri pe Balaton. Ei, e greu pescuit la Balaton, ha? E o experiență maximă. Recomand, cine are nervi, echipă, logistică, poate să vină la Balaton, măcar o dată. Da, acum sunt niște valuri, deocamdată e cod galben, dar sunt valuri serioase. Cred că vine și furtuna. Acum, poate în tot răul e și un bine să ne aducă ceva pește. Acum băieții schimbă o baterie. Apropo de logistica pe de care zicea Marius, la Balaton trebuie să vii pregătit, altfel n-ai nicio șansă. Greu pescuitul, trebuie intrat în apă, vader non-stop, vesta. N-ai vesta, iei cartonaș galben, 12 ore, nu ai voie să pescuiești. Până acum 8 echipe trimise acasă. Azi noapte au intrat pe cod roșu de furtună. Au intrat cu barca și au fost eliminați. Ok. Pune măcar o piatră, da. Ia-o mult în stânga, hau, te duci pe lângă baliza din stânga. Bă, cu timp, că ține cu cârlic, el are treabă ca noi să prindă 5 kg plus. Orice, ha? El, da, la ce bine. De când o venitoare? De... Acum 10 minute. De 10 minute au venit, au pușcat ceva. Tare curios dacă are măcar, dacă e punctabil. Moșu, dacă stătea aici cu o lansetă. Nu e punctabil, tati. La el e la cea un merge care 4,200 kg sau 5,600 kg. La noi e o problemă, la el, el trebuie să prinde. Nu există. Nu-i seama că nu dă 0,35 ca noi. Nu-i seama că cârlicul lui e foarte mic. Sensei, dacă stătea aici cu o lansetă, lua sectorul. Cum e, mă? Ba. Ba, mă. Ce ne-ai pregătit aici, Harry?
aici. Păi dacă tot ne gândeam noi ce să facem din vită, ce altceva să faci din vită decât un gulaș la ei acasă? Hai de capul meu. N-au nici ăștia așa gulaș. Îl lăsăm să scadă. Îi mai adăugăm niște paste, că vreau niște paste de bulion să-i pot plus. Cimbru la urmă. Spectacol. Suntem aproape de final. 7 zile pe balaton cu Harry, Marius, George se pregătește să lanseze ultimile lansete, ultimile speranțe pentru noaptea aceasta. Cum vi s-a părut competiția? Harry, tu ai mai fost de 5 ori, nu? Am mai fost, n-am avut niciodată ocazie cu vremea atât de neprielnică pescuitului. Da. N-am reușit să facem absolut nimic. Ne-am ghidat după prognoze meteo, le-am anticipat greșit, am renunțat la un pat din larg, da, care nu trebuia să renunțăm la el. Uh-huh. Și am pierdut startul, am pierdut absolut tot anul ăsta. E un balaton ratat din toate punctele de vedere, dar învățăm, creștem, experiență, căpătăm absolut orice. Ce a fost cel mai trist a fost că, na, două zile a suflat vântul foarte tare din față. Da, 30 și ceva de ore a fost cod roșu, nu s-a putut intra pe apă, nici noi, cât nici celelalte echipe, dar, cum a spus și colegul meu, Harry, startul a fost puțin ratat de noi, am anticipat greșit anumite lucruri și a fost greu să recuperez. Cum am spus-o de la început, eu fiind prima oară la această competiție, balatonul l-am definit așa, o aventură de National Geographic și 100 de lacuri într-unul singur, cu o groază de structuri, cu o alt stand, alt pescuit, deci nu pot să compari cu ce, eu personal, cu ce am pescuit pe acolo. Da, anul ăsta malul nordic a funcționat mult mai bine decât malul sudic, cel care ne-a pune. Drept dovadă și rezultatele care le-au, prin cantități imense de pește prinse pe anumite sectoare. Jet fish-ul cu, nu știu, astăzi erau aproape 12 tone, depuse de 12 tone. Și celelalte nu cu mult departe, 8-9 tone, 10 tone, e altceva. Trebuie menționat că suntem al doilea cel mai prost sector. Da. Undeva la 2 tone și ceva, 2 tone și ceva prinsă. Pește, da. George, hai să ne spui două cuvinte. Ce ai face diferit la următoarea participare? Stai acolo lângă Marius. George, păi spune ce aș face diferit. La a doua... Mai da, poți să zici. Aș băga mâna și aș trage un alt stand. Asta e singura chestie care face diferența la balaton. După 6 ediții mi-am dat seama că locul face... Asta e concluzia ta. Da. Da. Și câte locuri bune sunt, așa să-și fac o idee cei care nu prea știu balatonul. Deci locurile, 256 de echipe. Locurile în fiecare an se schimbă, nu deci, o să fie în an de an același loc. Anul trecut de vânt, de vreme. Nu mai rețin exact nici, dar malul ăsta a funcționat mai bine decât celălalt categoric. Anul ăsta, vedeți, se întâmplă cu malul celălalt, au prins cantități, după cum spuneam, cantități enorme de pește. S-au prins peste 60 de tone. Așa de că malul și la anul ceva mai bun. Spartam. Și măgura nouă. Da, acum vreau să vă întreb dacă mai veniți. Eu da. Eu, da, George e hotărât. Marius, eu personal, și am să fiu foarte sincer, nu e de mine pescuitul acesta. Da, da. Chiar Marius a experimentat și valurile, nu ți s-a făcut rău la un moment dat după două ture de plantat. Dar nu neapărat asta ar fi problema, ci altele ar fi. Nu mă caracterizează pe mine pescuitul ăsta, dar la invitația lui George, și eu personal îi mulțumesc că datorită lui am ajuns aici, a fost o experiență unică pentru mine și neuitat. Niciodată să nu zici niciodată. Da, niciodată să nu zici niciodată. Că se schimbă. Vedem ce pățim la am. Ce vreme o avea, ce stand trage George. Și cu cine o mai veni? Că dacă Marius renunță, închipuiți-vă că la anul venim cu altul perechi. Perechi jucăm. Aș cu popi, cu dame în coadă. Jucăm an de an. Cât de important este echipamentul pe balaton? Primordial.
primordial. Da, anul ăsta s-au introdus, din câte am înțeles, asta cu delimitarea standurilor prin GPS. Și anul cum a ieșit? A fost și anul trecut? De anul trecut introdus. De anul trecut. Cum a ieșit? Ai luat cartonaș galben, 12 ore pauză din pescuit. Da, da. Iar dacă faci o abatere mai gravă, cum ar fi să ieși pe furtună când este cod roșu, atunci te trimite direct acasă. Deci anul ăsta s-a întâmplat la 20 de echipe. Chiar și la două galbene, dacă ai părăsit standul de sau două la ori, două, da, exact. Ai părăsit zona de pescuit de două ori. Sau nu ai veste, te spun vecinile. Regulamentul e strict. Da, e foarte strict. Da, e foarte strict și nu stau cu tine la discuții. Ai greșit, plătești. Și tehnologia atunci te ajută, dacă ai GPS-ul, treaba cu un aveau băieții, aveau băieții, nu, când se apropiau de vecinii de stand, aveau, da, și stânga și dreapta, de vecini. Aveau un GPS-ul foarte deștept pe și te avertiza și când erai în risc, na, te avertiza sonor și atunci te întorceai. Da. Super. Nu numai. Da, logistica te este foarte importantă. Te ajută să te duci în același punct, să plantezi în același loc, fii aproape la o diferență poate de un metru. Că aici și acolo e o marjă de eroare. Dar cu cât mai performant e, cu cât mai performant aparatura, cu cât mai exact, mai precis pescuiești. Mai sincer, ne dă peste cap chestia asta cu atât de mult tehnică, aparatură. Noi suntem pescari, nu IT-ști. Da, asta că zic, pe bune, nu trebuie ținut cont. Noi și noi suntem pregătiți, adică da, am fost pregătiți, doar bărci, abordarea motoare, sonare, dar nu la nivelul de ultim apărut, nu cum e asta cu da, cu GPS-urile. Probabil băieții care au lucrurile astea sunt pescari doar de plantat, merg la atât de plăcere au experiență, cât și au experiență în treaba asta. Da, eu sunt convins că chiar și așa, dacă aveam peștele, da, asta tot susținea George. Eu sunt convins cu tot echipamentul. Da, dacă prindeam un loc în stup sau în ceva, da. Vorba lui Neamate, să tragi locul ăla cu pește în față, nu? Da. Că după aia o rezolvi cumva. Te rezolvi, da. Și să abordezi partida de la început cum trebuie, pentru că dacă ai greșit startul aici, s-a dus totul, nu. Să dea Dumnezeu să potrivească strategia cu ceea ce ai de făcut pe locul respectiv. Și asta e adevărat. Pentru că e nu greșim de intenționat. Da. Sau nu poți să spui că ai greșit. Ai ales o strategie neprielnică pe locul, nepotrivită pentru locul pe care ne-ai tras. Dar știi cum discutam, vecinii noștri erau capăt de stand, au blocat acolo, au un dig, peștele se întorcea în digul lor, au nădit foarte mult, altceva. Au nădit semințe, au ținut peștele acolo. Un pic a trecut pe sub ei, le-am prins de aproape, până ne-au blocat și acolo. Ne-au blocat și acolo și atunci nu, n-am mai. Asta a fost. Din larg, da. Asta a fost. Una peste alta, Balaton. O experiență, cu toate, da. Cu vreme care n-am mai prins niciodată, nu ne așteptam să vedem valuri ca la mare. Ne-au speriat la un moment dat. Greu. Am trecut peste, am revenit la vreme bună din nou. Plecăm acasă. Da, cum e? Ce nu ne omoară, ne face mai puternici. Da, puternici, da. Până la anul avem altele de făcut, bine, alte concursuri, alte competiții. Ne întâlnim pe baltă cu toată lumea. Să fim sănătoși, salutări la toată lumea. O salutare, Doamne ajută, numai bine. Ți-am spus, 100 de lacuri într-unul singur, frate. Cu 100 de mendre, cu 100 deci de... Deci oricine vine când îi zici, uite cum avem și anul trecut ăla, care a pescuit la Dunăre, domne, faru. Ce? El zicea, eu mă urc în barcă și pescuiesc numai din barcă, stau acolo, pe lac. Super, bă. Eu îți garantez că dacă prindeam orice loc, de oriunde, fără GPS, cum sunt coc și acolo, prindeam și noi pește de duduiamă. Păi, George, dar dacă trage pește în seara asta, nu mai duci minute? Unde se duc? Înapoi, în larg. Pentru ce? Că dacă îl trage, de ce să... Da, și așa, și care e problema? De ce atunci să... lăsăm balizul. Da, da, dar tu crezi că la lațeta aia care am schimbat-o acum două zile mai trage? Dar una mai ești, aia e la altă idee, acum două zile n-a. Da, da. Da, deci bă, da. Bă, doi. Bă, bă, doi, de doi. A tras aseară. Da, 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 așa. Ai văzut când am scos vertul dimineață? Da. Din de arătat. Da. Da. Nu știi dacă e aceeași montură, că la fiecare montură au făcut fiecare câte o montură. Aici erau două roșii, în fapt. Poate să fie liber. Păi știi ce vă zic? Dacă minunile există, trage și la bătută. Ce e?
Deci dar cum ar fi să lovim un 30 plus? I-a trecut injecția, mă. Cum ar fi? Păi, uite, nu te mai fă, mai e vreun rest pentru o fiolă? Poate. Mai vă niște zmanis de la... Nu e nimic exclus, mă. Ei, trebuie să fii într-un fel, să fii la Balaton, nu-i dat. Hai, cum să vii, să zici, bă, b***ul ăla, gata. Nu există. Uite și vecinii din dreapta. Păi n-au mai avut ăștia echipamente, motoare de 5.000. Le-a scufundat în mare. Cu ce l-ajută? A murit. Are motori de 4.000 și sonar de 5.000. Da, fii serios. Dacă nu trage vechele, nu te-a lovit pe el, o să te explicați. Da, o trăsătură la 10 ore. Ați ăsta punctul de testare. Uite, nu-i dau mâncare. Dar ăștia nu se lasă, băieții. De la început până la sfârșit și au făcut treaba ca la carte. Da. Nu-i că au avansul 200 de kg sau cât au. Ăștia nu o să se lasă. Mai prinsesc dimineața iar vine. Cum zice? Boy, Peter, hai. Cam... Hai, băieți, cam on. Cam on, băieți. Doar 20 plus. Ce faci cu 20 plus? Să-l luai de acolo. Sau 30. Păi dacă a luat 300 de kg și n-a luat niciun 20, cum crezi că ar lua un... Cum a luat paraschiv de acela? A luat o noastră... Bun. Eu nu cred că nici 30, ăștia 20, ăștia tau împăștească tot. Nu, mă, da, te văd. Ăla-ți vede de treaba lui, unde stă de 20 de ani. Când iei 3, 20, unde? Acolo, cum a luat ăsta anul? Ăsta a luat ăla anul trecut. Exact așa a luat anul trecut. A luat 9 pești, din care 5 pe 120. Despre ce vorbim? În 30. În fapt, nu unul, 2 de 30 a luat. A luat un 30 și un pic și un 32 și ceva. Păi el avea mefeșul. Da. 5 pești. Da. 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 Tu mă să iei 30, 200 și 32, 400. Sunt 26 și un 24. Erau acolo. Deci 9 pești, din care 5 peste 20. Erau cotorniți acolo. Deci, Marius, tu știi cum ai venit? Tu cred că ai venit dacă știi că bagi lanseta, ai tras 30 luni din prima și... Nici așa n-ai venit? Știi cum aș veni eu? Cum? Ia. La ai mine, mai venit? La mine totul e de stare. Adică nu e ceva, vin sau nu mai vin. Eu pot într-o săptămână să mă succes, știi cum? De nu mă cunoști. În 2 săptămâni, în... Deci nu, acum, eu zic că n-aș mai veni, acum, momentele de acum. Așa zic și eu că n-aș mai veni. Dar eu sunt convins că peste o lună trimi bani. Da, nu pot să zici, adică eu personal să mă gândesc, bă, să vin odată să mă lipesc de ceva aici, gen la o cupă și un pește mare ăsta, da, aș fi mincinos. Adică în adâncul sufletului încă nu s-a stins jarul, știi, ca la grătar, mai mocnește așa. Nu, dar tu ai tras un pește de aici? Ai tras de la 2 sau 3? 3. Gândește de ce înseamnă să scoți de aici un 3, deci sau ce să faci? Moby Dick. Ce vorbești? 67 de tone făcut. Și mai este treaba. Ai 7, 75 de tone, 70 de tone. 7000 de pești. 6.950. Mamă, mi-e de 10 kg. Crab comun, 6.446. Oblindă, 515. Medie de 9.69. Știi ce o să fac? Dacă nu, următorii 2-3 ani nu dau de la 10 kg în sus, sunt încolo. E bătaie, e fapt, 23, ca generat. 1.062, Andra, scuze, ăștia și 1.032. Bai, bai, ei, bai. Și locul 1? Locul 1 are 152, nu are mai. Adică pe toate 3 locurile se joacă. 100 kg. Și ăștia, după 4, 941, Poland, 941. Deci eu sunt convins că la anul, dacă nu băgau ăsta de la 10 kg, e cred că s-ar merita.
deja... Nu, no, deja sunt... Se înjumătățesc echipe. 200 de standuri care fluieră. Da. Păi nu, în condițiile astea nu ce am pe pești. Da, în pești. Anul trecut n-am venit și pești. Nu, nu, bagă de la 10 kg, e riscant pentru ei. Nu, da, că le trebuie și lor cantitate. O să fie foarte multe echipe care nu se puncteze în condițiile astea. Nu, și așa, vezi. Dacă se puncta de la 4 kg, mai aveam vreo 30 și noi. Da, am avut peștia. Dă seama să se puncteze de la 1 kg jumate, ca la campionatul mondial. Ce era aici? Toată lumea era în 30 de metri cu lasă. Cine se ducea la dracu în prază? Răsturnai 2 saci de semințe, prafuri. Ba, e frumos, mă, palatul, e interesant. Ia-l-o, acolo. Da, mai fain, ți-am zis, aventură de Național Geographic. Și în afară că am prins vijeliile alea și alea, dar uite-te și tu, dacă ar fi să fi fost 2-3 zile alea, nașpa, asta a fost. Gândește-te tu să pescuiești așa zi de zi. Păi, tu-ți dai seama ce pești să adun acolo? Dar și vremea asta îl ciufulește și îl mută de colo colo. Dă seama, fric, cald, valurile valuri de 2 metri, normal că se schimbă total. L-a zăpăcit de cap, da? Vorba lui Marius, se lovește de pietrele astea dacă... Da. Mă, uite-te la coc și acum că arăta drill, acum vreo 2-3 ore și la el era limpede. Limpede, da, mă, și aici erau... Despre ce vorbim, frate, cum să... Ce peștele ăla e cretin, nu-i clar că s-a retras acolo în stufia, stă liniștit, e apă mică, limpede, căldură, limpede, caldă. Uite ce rece e la noi aici, stai cu geac. Dar am mai fost într-un an care tot așa, noi eram tuteam în tricou și zicea lumea, domnule, cum e la voi acolo, că la noi tremurăm, aici suntem cu 5 rânduri de geci, noi eram dezbrăcați. Șapteci de tone de pește. Bine, pe imensitatea asta e nimic. Ce vorbim? Păi s-a prins la ăsta, la Brădești, cu lighean, 5 tone. Da, e ca și competiție, ca și tot ce se întâmplă. Bă, eu zic că asta e o baltă specială pentru ăștia care plantează, frate. Da. Bă, dacă ești vila plantat, să zici, la 10 concursuri pe an, merită să iei echipament și fii convins că ai ceva. Da. Dar eu îți garantez că dacă noi aveam și noi un loc așa cum suntem noi, mai din... Pescuit de altă, din altă zonă. Eu tot cred că făceam ceva așa. O există, mă, să nu faci. Dar atunci când ați luat voi trei pe sector, a fost cum sunt ăștia. Ce a fost? Ați fost în... Exact cum stufa ați avut și... Cum sunt ăștia, eram cap de sector, în stânga noastră nu era nimic. Mm-hmm. Vreo kilometri și e clar că peștele în momentul sunt mișcos, care se ducea până la vreo 100 și ceva de metri. Bă, lasă-mă. Și acolo făcut sunt costic. Dar era apă mică acolo. Veneau lebedele și ne mâncau burgul de la... Și veneau lebede și mâncau grăunțele pe fund și alune. Nu se gărea Florin cu pietre. Chestia asta contează enorm. Îți dai seama că tot peștele, una ai să ai 100 de metri și una să ai 8 km de parte. Cum au ăștia, adică n-au 8 km, dar zi 1 km, 2, 3 km până la următoarea echipă. Păi despre ce vorbim? Păi da, au cel puțin 500 de metri până în digul ăla, plus următoarea încă vreo 500 și ăla ai.